rezultatul îl aveți în fața dumneavoastră. PN-007, noul prototip de spion NATO. I se mai spune Choc Bond. Ce facem cu papagalul? Că dacă află ceva de petrecere și ne toarnă lui șeful... De unde treci, Coape? De unde se afle? Ia aici! Ce cauți, mă, idiotul, aici? Păi cine faci tu, idiot, umflatule? Când e petrecerea? Da, când vine trașcă cu vinul. Cu vinul? Băgați alcool în unitate? Dar cine a vorbit șeful aici de omorât? Poate să aibă un accident, ceva. Că doar suntem în armată, nu? Și armata e periculoasă. Corect. Poate să ia gura pe dinainte și să pape și el niște otravă. Da, sau să zicem să nu fie atent pe unde zboară și să se ciocnească de botul unei pisici. Minte, nu minte, eu îi spun lui Lori, dacă e prietena mea, îi spun! Măi, am cus-o, stai, te implor, nu-i spun! Stai, mă, nebunule, că am pus mâna pe o travă, nu! Ai ce n-ai iubit? Credeam! Auzi, Lori, chiar te vrea să te îmbete la petrecere, ca să faci ce știi tu ce! Vrea să te îmbete, vrea să te îmbete! Vorbește papagalul! Ei, băi, ce faceți? Băi, scularea! Scularea, că vreau să văd păreala! Ca stai să-ți explic, mă, e o încurcătură. Tâmpitul ăla de papagal a înțeles greșit, că dacă nu-l omor... Mamă, Chiorete, păi asta e așa mai ceva, te dai planul de gol? Mai lăsați-mă în pace, domn, să gem cu planurile voastre cu tot. Apropo, vedeți că papagalul a aflat despre o travă. Eu zic să găsiți altă metodă, că aia nu merge cu o travă. A, papagalule, te rog eu frumos, gustă puțin. Hai, că așa, papa bun, n-ai mâncat în viața ta. Vrei? Hai, că e bărdi nam-nam. Să mori tu! Auzi, dacă e așa bun, ia gustă! Ia, mersi, ești băier. A, nu! Nu, n-am voie. N-am voie că eu sunt la regim, că m-am îngrășat, nu vezi, m-am făcut cât malul. Și cerealele îngrașă. Uite, ți le las pe toate ție și pap tu singurel, da? Cât vrei tu. Da, mult. Bine? Pa! Era ce-ai naibii de criminali! Ah, bine că ai venit! Auzi, nu-i duci tu pufarinele astea lui Gogoașe? Că și le-a uitat aici! Și dacă îi le găsește fomiștul ăla de sergent, îi le rade! Că știi foarte bine, e mor grasul după așa ceva! Serios? Ia dă-le mâncoace! Auzi, pupăsă, o fi murit mă ăla. Păi așa ar fi normal, să mă duc să verific. Du-te, dar ai grijă, nu cumva să lași urme sau să faci zgomote ceva, să ne descoperi ăștia că arminte ne-a luat dracu. Se poate, domn sergent, sunt profesioniști, ce naiba. Ia uitați. Aduc! Terorist, te crăp, bestie! Bă, tactic terorist, bă, Vantame, bă! Bă, mai târnă cu carățile astea, că o să scoți ochii la cineva odată! Oh, n-am eu timp acum, că am o misiune că te omoram! Taci! Ce tâmpit sunt! Văd numai terorist! Și să-i spui lui Emma că trei am căutat-o din dragoste! Bine, bine! Trăiți, domn sergent! Hai noroc, Vandami! Ia uitați ce v-a adus soldatul dumneavoastră preferat pentru domnul meu sergent preferat! Pufarine de-alea bune, care-i plac lui domn sergent! De unde, mă? Am eu o pilă, domn sergent! Am dat și șpagă, dar nu contează asta! Ce nu fac eu pentru dumneavoastră?
Lingăule, acum nu știu câte zile când credeai că unchii tu-i general, mamă, nu mai avea loc de tine, pacii, câte vânturi și aer îți dădeai. Mă, că am luat valul, domn sergent. Dacă era potrivire de nume, da, eu v-am respectat și înainte și vă respect și acum mai mult. Văd, mă, că mă respect, văd, da. Vorbește cu pila aia ta să-ți mai aducă mai des, înțelegi? Ca să mă respect mai des, că așa odată la o săptămână nu prea respect, mă. Mă respect de 3-4 ori pe săptămână, atunci te înțeleg și eu. Da? Vorbesc, domn sergent. Trăiți, contați pe mine. Poftă mare. Mergi. Ha, teroriști iar! Ha! 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 Idiotule! Ieși afară să-ți ar carățile ale naibui! Ieși că te crap! Am ieșit! Ce bine vă stau gradele! Trăiți! Bă, pupă să-și dea dracu, dacă e mai tare ca la film chestia asta, auzi? Ia zi! A crăpat păsărica? Nu! Și nu numai că n-am murit! Mai face și mișto de mine! Cum mișto, mă? Păi m-a întrebat când îi aducem următoarea porție de otravă, că prima nu i-a ajuns nici pe măsea. Și vorba aia, i-am dat tu un castron întreg. Cam ca ăsta, așa. Mă rog, nu e exclus să-l fi făcut aia de la NATO? Indestructibil, mă, rezistent la otravă, la gloanțe, la chestii de-astea. Știi că mă gândesc acum, dacă e super spion, nu? Păi și atunci cum îl lichidăm, șef? Bă, atunci vorbești cu Gogoașă, aplicăm planul 2. Operațiunea Iorlau. Înțeles, trăiți! Pot să iau și eu câteva de-astea? Da. Ia. Mamă, ce bune sunt! De unde le aveți? Da, am eu o pilă, mă, pe cineva foarte important. Merge decât mie. Da? Foarte bine. Coardii te-ar focul, păi câte ei? Câteva. Foarte bun. Iar ați venit, bă, morăților. Cu ce mai încercați să mă omorâți? Cu cuțite, cu topoare? Nu, ți-am adus un prieten. Uite, să te joci. Băi, lăsați gluma, că stric după comandant. Terminați cu prostiile. Luați băța de aici, că asta nu-i de joacă. Dar de ce, dragă? Stai și tu puțin de vorbă cu ea. Ce ești așa sălbatic? Uite, jucați un șah împreună. Luați băța de aici. Nu joc nimic. N-auziți, luați-o. Auzi? Dacă vrei, îți mai aducem 2-3 ca să faci un simultan? Auzi, Pufi, ai grijă cum te porți cu el și vezi să nu-ți rămână vreun os în gât. Pisicuțo, nu-i așa că vrei să fim prieteni? Nu-i așa că nu vrei să mă mănânci? Mă rog, nici nu te-ai sfătuit. Nu, da, am sida. Și dacă mă mănânci cu prezervativ, n-am niciun gust. Floricica, nu da, mamă, vreau să-ți explic. Iubii, nu mai da, lasă-mă să-ți... Floricic, nu cu radio-ul! Dar vă iubiți, nu glumă. A? Ai cerut în căsătorie sau ce așa fericită? Papagal idiot. Păi cine faci tu, mă, papagal, că te... Nu dumneavoastră v-am zis, domn sergent! Ia, uite, bă, ce pune și ăsta la inimă ca bou. Firar al naibii de papagal. Bă, ăsta ne termină pe toți. No, că trebuie să rezolv problema cu papagalul. Îl termen! Te jumă, îl promor, nenorocitule! Gata, șeful, am rezolvat! Mâncare de pisici scrie pe el! Ia, uite... Păi, domn sergent, eu v-am zis să nu mâncați așa multe, că vi se apleacă. Că când se poate, mă se apleacă și mie. Bă, dar sunt bune, nu că...
Mă iertați? N-am văzut nimic. Continuați. Eu îmi văd de treabă. Mă duc să văd dacă s-a săturat Pofi să trăiască. Mă iertați? Am plecat. Mori, bestie! Aha! Nu mai zici nimic! Ți-a pierit glasul! Nu mai ești tu pe ist! Șmecher cum erai tu! Mersi, Chiorete! Îți rămân dator! Dacă nu apărei tu, mă mânca proasta asta! Ce-ați făcut, mă? Pufi! Mi-a zrănit pe Pufi! Unde? Nu, eu șeful! Papagalul ăsta nenorocit i-a dat cu ciocul, a vrut să-l lua mare pe Pufi! Eu doar am tras așa la mișto cu pistolul până aer ca să-l salvez pe Pufi de papagal! Dar prea târziu, să știți! E o fiară! Criminalule! Nu e exclus ca tot ăsta să-i fie otrăvit și pai noștri! Care-i noștri, mă? Mărlanu și Pupăză sunt la infirmerie, își varsă ficații! Da, șeful! Ăsta vrea să ne lichideze pe toți! Ăsta e terorist dinamic! Ăsta nu este spion NATO! Terorist! Am auzit terorist! Unde e colfac praf? Yes! Am ieșit! Așa, mă? Ai vrut să-l omori pe sergent și pe caporal? Minte, șeful! Au mâncat ca proști o travă de șarici pe care mi-o pregătiseră pentru mine! Minte, șeful! Nu e adevărat, noi nu vrem să-l omorâm. De unde a scos tâmpenică? Minte, șeful! Ei vor să mă lichideze pe mine ca să nu vă zic ce am aflat? Trădați-o mă rămân zdreața asta cu pene! Măi, idioților! Dacă află ăia, mă, de la NATO că ați vrut să lichidați pasăre. Da, dacă află că nu sunt în stare să lichideze nici măcar o pasăre. Și se mai intitulează și soldați NATO. Corect. Papagalilor. Alo. Berbecilor. Mă scuzi, am încurcat animăluțele. De nimic nu sunteți în stare, mă. Ei, nu. Ia să evideți din seara la băută și la matolii gagici ce funi sunt. Ce băută, mă? Ce gagici? Cum? Nu v-au spus? Nu! Ce să-mi spună? Lăsați-e naiba de pasăre și aiurează. De când s-a speriat o pisică, aia nu mai tâmpenii vorbește. Vor să facă băută în unitate, domn comandant. Cu vin, cu gagici, cu... Ce, mă? Minte, șeful! Nu avem noi pe ce avem noi vin în unitate. De unde? Ce noi cu alcool pe aceea? Nu știți că nevoie. Nu încă, dar o să aducă! Șeful! Dați-ne, bunii, voi dați-i ciocul la un papagal! Minte! Nu mint! Dovada! Dovada! Arată dovada! Așa! Unde-i vinul dacă avem, a? Aflu eu! Bă, dacă vă prind cu alcool în unitate, vă zbor de aici, mă! Mă, s-a înțeles? Tu stai cu ochii pe ei și îmi raportezi urgent dacă se întâmplă ceva. Ai înțeles? Așa. Țeapă, papagalule, o să afli tu ceva când mi-ai vedea eu ciocul la spate. Șefu, am rezolvat-o. Am băgat amigeana cu vin în magazie. Numai că n-am putut singur și l-am luat pe Van Damme să mă ajute. Dar ce faceți, mă, motrele astea? Crezi că i-am spus? Ce sunt prost? I-am zis că e plină cu motorină, nu cu vin. Bună minciuna, nu? Bună! Super bună! Ia, uite, dar cine e în aripatul ăsta? Ce-i cu el? Trașcă, e un papagal. Dar nu mai mare ca tine, Trașcă! Dar ce am făcut? Ne-ai semnat trecerea în rezervă, idiotule! Da, iubi, în 10 te ajung. Da, dragă, tu așteaptă-mă acolo. E, cum să întârzi, că sunt deja la mașină. Uite. Ai văzut? Fii atent. Uite, dacă n-ajung în 10 minute, să nu mă primești din seara în pat. Bine, hai, te-am pupat. Pa, 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 pa. Trăiți, șeful!
Gata, aranjată, parfumată și cuplinul făcut. Bravo, mă. Cum cuplinul făcut, mă? Când bonurile de motor ne sunt la mine, a? Ai lăsat, șeful. Știți că sunt băiat de scurcăreț. Am băgat din rezerva aia de la magazie. Ce rezervă, mă? Da, migeana aia de 100 de litri, șeful. Ei, lăsați, mergeți, drum bun, trăiți! Ce-ai pus, mă, în rezervor, mă? A? Motorină, șeful. Ia uitați-o ce galbenă e. Euro 5. Ia uitați-o. Ce târziu s-a făcut, șeful. Trebuie să intru și în post. Sunt de gardă la poartă. Trăiți! Salutări lui doamna. Trăiți! Nevastă mea. Aoleu, i-a zis că zicem tășun. Doriți să vă rotunjesc un pic ghearele? Nu! Atunci măcar vă dau cu puțină ojă, că așa se poartă. Am zis nu! Sau... A zis nu, mă pupă, să ce-l vreți atâta la cap? Lasă-l paci că nebunești de nervi. Că e un zumbățel mic acolo, nu? Și iertați-l, pupă, să te tâmpiți, doamne, și... E adevărat că nu o să-i spuneți lui șeful de vinul ăla care l-am ascuns în magazin, e așa? Nu-i spun, mă, amărâților, nu-i spun. Să mai ziceți voi că acum sunt papagal nașpa. Sunteți boier. Sărut gheruțele, domn boier. Hai, mă, mămică, că mai asciatic aici de la curent. Mai pedepsit destul. Ce e, domnule, probleme? A, nu, niciun fel de probleme, să treci, vecine. Probleme cu curentul pe sub ușă, știi? Nu găsesc luftul, nu... Mămică, a fost o neînțelegere, te rog eu frumos, ți-am mai zis! Bă, tu chiar nu mă las să dorm nici măcar 5 minute? Încetează naibii cu bătutul ăsta în ușă! Că dacă mă enervezi, te trimis să dormi pe preșul din fața scării, mă! Cu fetița și cu Bobby, ai înțeles? Am înțeles, mămică. Așa, șef, și cu stânga, și cu dreapta, și cu stânga. Așa, șef, așa, așa. Haide. Așa, șeful, și la față! Haide, șeful! Hai! Așa, șeful, dă-i tare, dă-i! Nu ierta, nu știu de aparece! Șeful, vă rog eu, nu mai dați, că n-am nicio vină! De unde să știu eu că ăla era papagal vorbitor și că o să ne dea în gât? Nici măcar nu l-am văzut, șeful! Păi, tâmpitule! Uite-te la mine, uite, uiți, mă! Uite la mine, că... Am ajuns să miroasă hainele a carceră, mă, de câte carceră am făcut. Da, nici măcar nu l-am văzut, n-am nicio vină. Marș din ochii mei și să nu te mai văd în fața ochilor. Păi și eu unde dorm? Unde vrei tu, mai mă interesează? Marș de aici! Yes, yes, yes! Bravo, șeful! Firar al naibii de rahat cu pere numai din cauza lui. Îi lasă că ți-arăt-o ție. Cioară vopsită! Domn caporal? Nu, carote! Aha! Deci ești terorist nemernicule, a? Să măcar eu ca să poți să-i faci felul lui șeful mai repede, a? Ia lasă arma aia jos, mă! Carote, mă, că te calc în picioare! Ce faci, mă? Te calc eu în picioare, mă, că sunt karatist! Ha! 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 Ia stai, mă, că te omor, vandame, te omor! Trașcă? Trașcă, mă, și să vezi ce carăți îți care, domnul, să poți să le duci! Stai, trașcă? Da, mă! Apa! Bărbaie în unitate! Ce-mi place!
ai făcut? Știu! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Vanda, bine că ai venit, mă. Ce ziceai, mă, că ai pus tu în rezervorul meu la mașină? A? Motorină, a? Motorină, șeful. Motorină, zău, a? Motorină! Mai lăsați-mă în pace cu planurile voastre cu tot. Apropo, vedeți că papagalul a aflat despre treaba aia cu... cum îi zicem? Cu ce vrem noi să-i dăm, mă? Cu o travă, mă! Cu o travă care îl taie la gât. Mai lăsați-mă în pace, domn sergent, cu planurile voastre cu tot. Apropo, vedeți că papagalul a aflat despre treaba aia cu... ce-i dăm cu noi? O travă! Auziți, Anșor, e adevărat că n-o să-i spune lui șeful despre vinul care l-am ascuns în magazie. Hai, dragă, doar... Nu-ți mai venea magazie. Crezi că pipiță. Da, apropo, e adevărat, sper că nu-i spuneți lui șeful de vinul ăla care l-am ascuns în... magazie. Începe cu magazie. Tot pipiță nu se vine. Vă prind cu alcool în unitate, zburați, mă, de aici! Mă, m-ați înțeles? Unuleu! Auzi? Da. Noi ne-am înțeles. Da. Ne-am înțeles? A vrut el. Bă, dacă vă prind cu alcool în unitate, nu știu ce vă... Servi ceva? Da. Cred că trebuie să fim invers. V-ați gustat? Și eu v-ați gustat? Da, hai.